Profesorul Nicolae Diminescu, unul din marii dascăli ai Timișoarei, ne-a părăsit. Născut la 18 iulie 1939 la Timișoara, a fost descendent al unei vechi familii din Banat, nepot al prefectului de Timiș Torontal, Iuliu Costea. Nicolae Diminescu, Dimi, așa cum îi spuneau colegii, dar și elevii și studenții, a avut două pasiuni mari, natura și fotbalul. A fost mentor pentru generații de elevi la Școala Generală din orașul Victoria, județul Brașov, apoi la Timișoara la Liceul Silvic. La ambele școli a deținut și funcția de director, implicându-se atât pe partea didactică prin spiritul lui dedicat copiilor, cât și pe partea administrativă. A fost dedicat cauzei ecologiei o viață întreagă. Încă din anii 1970 a conceput programe, cabinete și manuale de metodică și de biologie printr-o prismă ecologică. A animat tabere, congrese și stagii de formare. A impulsionat schimbarea mentalității, a comportamentului ecologic printr-o conștiință ecologică. În anii 1992-1996 a avut și funcția de consilier local al Timișoarei din partea Mișcării Ecologiste și a înființat Fundația Verde 2000. Cealaltă pasiune a sa, fotbalul, a început la 10 ani, când a făcut primii pași la Știința Politehnica Timișoara, urcând apoi toate treptele până în echipa de seniori, cu care s-a pregătit încă din 1955 și a făcut parte în lotul lărgit al Științei Politehnicii din sezonul 1957-1958, când echipa a cucerit prima cupă a României. A rămas toată viața atașat de albi-violeți, dar a adus pasiunea fotbalului și la echipa din Victoria pe care a antrenat-o.